Ai de capul meu că am făcut accident. Poftim? Trebuia să capul de asfalt. Am dat, dar casca am dat. Dar totuși, acolo era linie continuă. Eu m-am încadrat frumos. Da, dar de ce ați vrut să virați stânga pe linie continuă, totuși? Dar înainte sau în stânga ați vrut să mergeți? O fost semnalizare pusă din intersecție. Da, da, vin că nu-i lovită ușa de mine. Nu ziceți nimic. O, hai să-mi bat piciorul, ce am rupt? Top case-ul? Bă, frate, mereu folosiți echipament, naiba. Cadaune la motor. Ăsta zgriat. Asta cum am acroșat mașina din dreapta, din stânga. Și motorul pe mine m-a aruncat în dreapta, în stânga jos. Ce depășiri faci? Trageți un pic în parcare. Ce? Trageți în parcare să vedem ce facem. Ai de capul meu că am făcut accident. Ai de capul meu. Ce depășiri faci? Dar n-am știut că faci stânga, am semnalizat târziu. Am văzut că faci, mergeți dreapta. Păi ai văzut că m-am băgat în intersecție? Da, am crezut că faceți dreapta în parcare. Dar nu știu. Mașinile sunt pe dreapta, nu trebuie să semnalizez. Dar nici stânga n-ați semnalizat foarte târziu. După ce am ajuns aici, am văzut că semnalizați cu cadou ochiului. Îmi zice baștul în depășire acolo. Unde vrei să depășești? Ce mi-a căzut? O chemăm acum, ce să facem? Chemăm la poliție acolo. Ai de capul meu. Aoleu. Hei, vă mulțumesc frumos. Ia. Ia-o tot de aici. În parcare va pana. Poftim? Trebuia să cu capul de asfalt. Am dat, dar casca am dat. Vai de capul meu. Am spart ceva la motor. Da, da, vin că nu-i lovită ușa de mine. Nu ziceți nimic. Uai, f***o de cameră. Hai să vedem până la poliție. No, haideți. Facem de-aia amiabilă. Amiabilă. Dar totuși, acolo era linie continuă. Eu m-am încadrat frumos. Da, dar de ce ați vrut să virați stânga pe linie continuă, totuși? Dar nu m-am dus eu după... Am trecut eu pe partea cealaltă. Dar ce ați vrut? Care a fost intenția dumneavoastră? Nu faceți stânga. Nu, cum să fac stânga pe linie continuă? Dar de ce ați... fost pornită, nu? Da, de ce ați virat stânga atunci? În stânga. Aici. Am venit să-mi vin în coaș pe partea din jos. Uite cum vine mașina asta, uite așa. Ați vrut să faceți stânga. Eu am crezut că veniți dreapta și m-am băgat prin stânga dumneavoastră și ați venit în fața mea. Stați să înțeleg și eu. Dar nu a fost semnalizare pornită. Târziu am văzut o stânga. Păi eu ce să-ți fac dacă ai văzut târziu? Da, dar de ce ați venit stânga? Totuși, să înțeleg și eu. Am venit normal, uite cum vine mașina. Da, și ați făcut stânga. Cum să fie? Am depășit linia continuă, mai băiatule. Intenția e una și fapta e alta. Stați, înțeleg și eu. Semnalizația a fost pusă. Care-i problema? Dar înainte sau în stânga ați vrut să mergeți? A fost semnalizarea pusă din intersecție. Nu. BH91 AVM. Hai la poliție. Hai de p***a. Fură să te... Am avut camera oprită, nici frână nu mai a mea. Da, mă, dracu. O, hai să-mi bat piciorul, ce-am rupt? Top case-ul? Bă, frate, mereu folosiți echipament, naiba.
Uai să-mi va, bă, cum vine necazul, mă. Da, atenți la neatenție. Tu, sloganul tău. Ai. Dar e vina mea, mă, că am vrut să depășesc prin stânga. El s-a băgat dreapta și el ce-ar fi făcut? Ar fi încălcat linia continuă. Dacă ăsta, dar nu a depășit-o. No, unde a dispărut ăsta cu Loganul? Bă, dar am doit-o bine, mă. Picior mă dor o leacă. Și vezi, sunt... Hai de apă. Putem? Vine mai apucat. Cu mânerul sau cu ce? Vine că n-ai rupt și oglinda. Eu atât știu că dă-n aripă și am dat pe dungă. Bă, dar tu n-ai nimic la motocicletă, nici pedala ruptă și ăsta zgâriat, atâta. Care pedala? Ce trebuie? Asta. Asta, atâta. Nu mai am frână spate, am un om. Ce drag să... Asta ce e? Frână spate. Frână spate. Adică a fost. Bine, că nu ți-a rupt ambreiajul, poți să mergi la casă dacă nu-i pus o frână. Filmează? Bun, în primul rând opresc aici să mai vorbim câte ceva. În primul rând, fraților, purtați mereu echipament. Că nu știu, bă, frate, nici nu m-am gândit că se întâmplă. Mergi până la colț de stradă, vine unul, intră în tine sau intri tu. Doamne ferește. De un accident, nu că, nu, în fine, ați înțeles. În al doilea rând, fiți foarte, foarte prudenți. Mergeți, așteptați-vă mereu că se poate întâmpla ceva. Când vedeți pe unul că face dreapta, nu vă băgați prin stânga depășit sau nu știu. Pana mea, regret că n-am avut camera pornită de la început ca să vă arăt cum a fost. Nașpa, mă doare piciorul un pic. Cadaune la motor. Ăsta zgriat, asta cum am acroșat mașina din dreapta, din stânga. Și motorul pe mine m-a aruncat în dreapta, în stânga jos. Pe aici nu se vede nimic, i-am îndoit ghidonul și asta, maneta n-a rupt-o. Pana mea, ce să mai zic? Șoferul ăla ce o zic către mine, că ce ai făcut, mă? Eu eram pe jos atunci, m-a ridicat, niciun ești bine. Și face la către mine, dar eu, ce dracu, eu șofer profesionist, nu știu ce. Eu șofer profesionist, că nu știu, că n-am pățit în viața mea. Păi bă, coaie, în primul rând, n-a știut ce faci. E și vina mea, că n-a știut. Pui mea și m-am băgat. Dar o semnalizat în momentul în care o fix când a executat manevra. Trebuie dinainte. Vadă ăla din spate, ce dracu faci? Și în al doilea rând nu s-a asigurat. Tu ești șofer profesionist, ci că șofer pe tipă cisternă, pe puii mei. Dar mâncați așa. De ce ai oglinda? De ce ai oglinda? Nu să te uiți în ele. Nu știi ce naiba în spate. Po, trebuie să-i viți. Habar n-am ce să mai zic. Poliția n-a chemat-o pentru că nu știu, puii mei, n-aveam chef să-mi ia permisul. Fira ciudaline cu... Nu știu, chiar nu știu ce să mai zic. Vă rog, scrieți și voi în comentarii părerea voastră. Cum s-a întâmplat, practic, aici am intrat în oraș, domnul a vrut să se bage în dreapta, nu, am văzut că încetinește și se trage în dreapta și am zis hai că îl depășesc prin stânga, nu, și nu mă văd, când eram fix aici, văd cu coada ochiului se analizează și poc în fața mea, nu mai știu ce am făcut, dacă am încercat să le evit, ce mi-aduc aminte, că m-au luat și că m-am dus în cap, și puii mei, da, mă, nena, am zis, top case-ul, rupt. Aia, pedala, ghidonul îndoit. Pana mea, se repară. Eu să fiu sănătos. No, deci vă rog, scrieți și voi în comentarii ce părere aveți, cine a fost de vină. Poate eu, poate domnul, culpă comună. Și încă un lucru, fraților. Ce mai zis ăla către mine? Că dacă am semnalizat că puii mei. Bă, frate, un lucru. Semnalizarea nu ți oferă prioritate. Semnalizarea este să-i atenționezi pe cei din jurul tău că ce manevră vrei să faci. Pana mea, ce să mai zic? Asta e, ce a fost, a fost. Puii mei, bine că nu mi-a rupt ceva. Mă doare și mâna un pic, dar e ok. Doamna vrea să treacă?
Hai să o lăsăm pe doamna să treacă. Stați că mă duc și vă arăt unde a fost accidentul. Și ce încep să fac de acum înainte, să fiu extrem de prudent. Păi mai ales acum am doar frână față, spatele, na, la dracu plecat. Da, stai acolo cu BMW-ul tot cu tot. N-am chef să mai am un accident pe ziua de azi. Hop! Ușor, mă. Exact aici în față. Bun. Exact aici în față. Nu, domnul s-a băgat încolo și a zis, bă, îl depășesc. Și nu mai văd că face stânga. Nu depășinea continuă, a rămas pe bandă. Dar nu. Ora ce zic către mine la mea în bilă? În continuu se ținea pe chestia asta. Că eu am trecut din ea continuă. Am trecut pe dracu să mă ia. Dar na, aia e. Am făcut amiabila. Pana mea. De ce să mai zic? Rai safe și mereu ochii în patru. Peace.